este o expoziție prilejurită de ziua Academiei, o sărbătoare tradițională care unește comunitatea științifică și în acest context aș vrea să accentuez faptul că Academia de Științe întotdeauna a fost la straja valorilor morale, științifice, civice și chiar și în zile marcate de tensiune social-politică. Academia de Știință este același promotor al valorilor cu temă democratică. Expoziția de astăzi așadar anticipează sărbătoarea Academiei, va urma o prilejie publică, iar acum dați să voi să declar această expoziție deschisă și să dăm cuvântul președintelui Academiei, domnului Academician Ion Tinian. Stimați membri ai Academiei de Științe a Moldovei, stimați cercetători științifici, stimați oaspeți, onorate asistențe, este un lucru absolut firesc și rațional ca omul contemporan să aspire spre frumos, întrucât omenirea a rămânit spre estetic de la primele picturi rupestre și figurine din ceramică. Cu atât mai mult azi, într-o epocă de robotizare, dezvoltare vertiginoasă a tehnologiilor, când intelectul artificial răspunde cu tenacitate la întrebările noastre, iar o clipă trăită în lumea artei se transformă într-un veritabil strop salvator de aer sau de apă. Această situație o conștientizăm foarte bine, mai ales cei care descoperim noi fenomene. Propulsăm cu aplicații dezvoltarea tehnologiilor inovative. Creăm noi soiuri de plante și rase de animale. Descifrăm documente inedite de arhivă. Din păcate, în cercetare permanentă și cu deosebit devotament, nu ne mai rămâne adesea timp suficient de a vizita un muzeu sau o galerie de artă aici, la noi, acasă. Ultima vreme se vorbește tot mai mult despre știința deschisă, care a devenit și una dintre strategiile prioritare pentru următorii 4 ani în dezvoltarea științei în spațiul european. Prin vernisarea acestei expoziții de artă plastică, ne propunem să deschidem nu doar știința pentru societate, dar și arta pentru știință. Să aducem arta în pereții Academiei pentru savanții care susțin și promovează rezultatele cercetărilor în plan național și internațional. Afirmă renumele țării, depune eforturi considerabile pentru extinderea cotarelor și posibilitatea ieșirii cercetării autohtone dintr-un cadru închis. Deși în patrimoniul Academiei se află câteva capodopere semnate de ilustrul maestru Mihai Grecu, astăzi asistăm la o premieră, organizarea unei expoziții de o asemenea amvergură în incinta Academiei, într-o zi festivă pentru instituția noastră, 12 iunie, ziua Academiei de Științe a Moldovei. Evident, artiștii plastici care își expun creațiile, domnul Emil Chiodescu și Tudor Zbârnea, sunt incomparabili ca vârstă, formație, temperament și tehnică de lucru, tematică și subiecte abordate, creează privitorului după vizionarea tablourilor diferite sentimente și impresii. Poate din aceste considerente nu s-a insistat pe un generic comun al expoziției. Totuși, îi unește faptul că alături de Mihai Cimpoi, Eugen Doga, Teodor Furtui, Ion Bostan, Valeriu Rudic, Aurelian Danilă, protagoniștii expoziției de față sunt membrii ai Academiei Europene de Științe și Arte cu sediul la Salzburg, Austria, instituție care reprezintă o dovadă a unității spirituale a științei și artei în spațiul european. Onorată asistență,
Avem astăzi o fericită ocazie să admirăm câteva realizări ale artei naționale. Opera plasticienilor Emil Chelescu și Tudor Zbârlea, bine cunoscuți în țară și peste hotare, care au vernisat mai multe expoziții personale și în grup, având picturi deținute în colecții muzeale și private din multe țări ale lumii. Picturile lui Emil Chelescu sunt pline de gânduri prețioase, ne îndeamnă spre meditație asupra rostului nostru în viață, generează emoții pozitive și zâmbește, zâmbete nostalgice, aducându-ne aminte de bisericuța din sat, de peisajul din curtea casei părintești, de mireasma florilor și savoarea fructelor din copilărie. Tudor Zbârlea, un veritabil pictor de idei, prin gândirea sa artistică originală și colorismul fiind care sunt specifice, ca o desemnele eterne ale lumii și ne arată o modalitate de a înțelege lumea, de a explica și de a comunica prin intermediul culorii și formei. Îi vom lăsa însă pe critici de artă să se înscrie pe marginea valorii eterne și ponderii creației artiștilor plastici, pictori bine cunoscuți și înalt apreciați în țară și departe de hotarele ei. Este o primă expoziție de acest gen. Ne dorim împreună cu membrii Academiei și cu oamenii de artă să stabilim o frumoasă tradiție de a ne etala în expoziții similare lucrările, produsul creației și activității noastre. Să devenim, prin cercetare pe care o realizăm mai aproape de societate, de mediul de afaceri, de instituțiile de învățământ, de cei care beneficiază nemijlocit de rezultatele cercetărilor noastre și să ne bucurăm împreună de aprecierea bine meritată a realizărilor noastre. Suntem ferm convinși că acea comuniune între știință și artă, inițiată astăzi de Academia de Știință a Moldovei, va avea o continuitate și în viitor. Vom fi martori și actanți la noi expoziții vernisate cu ocazia diverselor evenimente organizate de HM. Toate întemeiate pe un mesaj unic și important. Promovarea în plan național și internaționalizarea științei, culturii, artei, fără de care societatea contemporană riscă să se transforme într-o mulțime a consumatorilor. Astăzi, ca niciodată, știința și arta, alături de educație, trebuie să fie pilonii care să se completeze reciproc și armonios pentru dezvoltarea unei societăți durabile, bazate pe cunoaștere, pe care o vrem construite la noi în Republica Moldova. În aspirația că vom reuși să inițiem o discuție liberă și deschisă între știință și arte, vă îndemnăm să pătrundem împreună în misterile artei plastice autohtone, încifrate de Eneu Măieștilor, Childescu și Zbârlea. Vă dorim vizionare plăcută a expoziției de artă plastică deschisă astăzi la Academia de Știință a Moldovei, să aveți un schimb de idei și opinii, reflecții și gânduri sincere asupra frumosului, care se simte bine la el acasă. Vă mulțumesc! Domnului Aurean Danil, vicecoordonatorul secției de știință sociale, economice, umanistice și arte, de fapt, inițiatorul și organizatorul principal al acestei expoziții. În context, vreau să amintesc că domnul profesor Aurean Danil este membru al Academiei Europene de Știință și Arte. Vă rog. Mai domnule președinte, academicianului, bine-am onorat asistență. În familia membrilor Academiei Europene pentru Știință și Artă, anul acesta au fost înscriși încă doi reprezentanți ai țării noastre. De data asta, e vorba de doi artiști plastici cu nume și cu renume,
pe care îi felicităm și cu un altul membru al acestei academii, academicienii acestei academii, cu această expoziție, dar nu în ultimul rând, ca și pe noi toți, să ne felicităm cu ziua Academiei Republicii Moldova. Cred că a fost o idee inspirată care nu mi-a aparținut numai mie de a organiza în această sală o expoziție și, după cum vedeți, s-a întâmplat că doi artiști mari cu viziuni diferite, dar foarte interesante, și-au expus astăzi unele din lucrările sale, dar unuia din ei, domnului Tudor Zbârnea, îi mai aparține și ideea ca în această sală să se organizeze expoziții permanente a reprezentanților sau a artiștilor plastici și nu numai poate din țara noastră, dar poate și din alte părți. Cred că va fi oricum susținută această idee și mi-ar plăcea ca și la expozițiile următoare care vor avea loc să fim tot atât de numeroși, să fim tot atât de cointeresați a ne cunoaște arta artiștilor noștri. Eu, mulțumindu-vă pentru prezența de astăzi, cu toate că este foarte cald astăzi în țară și la propriu și la figurat, dar eu cred că noi vom marca ziua Academiei trecând în sală, în sala mare, având ocazia să ascultăm un cuvânt în domeniu care, de fapt, va fi și un salut în ziua Academiei de către domnul Tudor Zbârnea. Vom avea ocazia chiar și să auzim un interpret cunoscut care ne va menține acea dispoziție pe care o avem astăzi până la sfârșitul ședinței. Vă mulțumesc! Mă bucur faptul că ziua, sentimentele noastre de ziua Academiei sunt împărtășite de pe numeroși oameni de cultură, ne bucurăm de prezența lor în această sală și de faptul că participă la acest eveniment frumos. Vreau să-i cer cuvântul președintelui Uniunii Artiștilor Plastici din Republică, domnul Dumitru Bobocean. Mă rog, domnul. Mulțumesc! Stimate domnule președinte al Academiei de Știință a Republicii Moldova, dragă maestre Tudor Zbârnea, onorată asistență, iată că astăzi asistăm la un eveniment deosebit. Ne cătăm că noi suntem în imediată vecinătate aici, către Brâncuș. Ne bucură faptul că Academiei de Știință în această frumoasă zi, când își sărbătorește o frumoasă aniversare, este o Academie Națională. Stimate domnule director, eu, din partea unui artiștilor plastici, aveți toate felicitările noastre, cele mai frumoase felicitări cu această frumoasă zi și vă mulțumim pentru oferirea acestui spațiu, pentru organizarea unei asemenea expoziții a doi artiști plastici, doi artiști foarte cunoscuți în Republica Moldova și sperăm că această galerie va fi, această expoziție va fi de bun augur și vom continua. Vă oferim toată colaborarea noastră și tot sprijinul și ajutorul în acest sens. Doi artiști plastici foarte cunoscuți în Republica Moldova și departe peste hotare ei, Emil Tătescu și Tudor Zbârnea. Doi artiști din generații diferite și foarte diversi ca artiști plastici. Emil Tătescu și Tudor Zbârnea, artiști care, de parcursul activității lor,
au promovat arta plastică prin creația dânșilor, dar și au contribuit la formarea unei noi generații de artiști plastici. Maestru Chiotescu, ca și profesor la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, dar Tudor Războinul ne-au cunosc foarte de mult și a depus tot efortul pentru promovarea nu numai propriei creații, dar și a tinerilor artiști plastici, deținând în cazul unui artiștilor plastici și funcția de președinte a secției pictură, membru al Consiliului de Conducere, iar actualmente ca director al Muzeului Național de Artă Moldovei, își depune un mare efort pentru promovarea nu numai a tinerilor plasticieni, dar în genere a artelor plastice din Republica Moldova. Zilele acestea s-a încheiat un mare eveniment cultural organizat de domnul Zbârnea, Bienala Internațională de Artă de Pictură, la care au participat artiști plastici din 27 de țări, ajuns la cea de-a 6-a ediție. Iată că acest eveniment cultural are loc la noi, în Republica Moldova, datorită efortului domnului Tudor Zbârnea. Este un artist foarte cunoscut, artist cu lucrări în diferite colecții ale muzeilor din diferite țări, în România, și din colecția Muzeului Național de Artă a Moldovei. Eu îi felicit cu această frumoasă expoziție și Uniunea Artiștilor Plastici are o mică medalie, dar foarte importantă pentru artiștii plastici, pentru că este aprecierea colegilor de preasă și este o medalie foarte importantă pentru artiștii plastici. Ea se acordă pentru merite deosebite în artă. Și cred că acesta este un moment foarte potrivit ca să acordăm aceste două medalii acestor doi artiști distinși pe care îi avem astăzi ca protagoniști prin această expoziție. Cu permisiunea dumneavoastră vreau să dau citire acestei diplome. Diploma și medalia Mihai Grecu se decernează artistului plastic Tudor Zbârnea pentru merite deosebite în artă și promovare culturii naționale. Domnule. Diploma și medalia Mihai Grecu se decernează artistului plastic Emil Zărtescu pentru merite deosebite în artă și promovare culturii naționale. Maestru Chiotescu, din păcate, nu poate să stai, iar cred că medalia și diploma va ajunge la domnia sa. Felicitări încă o dată Academiei Naționale și special domnului președinte Academiei. Dragi prieteni, este firesc. Deși, sigur, mai pot fi doar de cuvânt și poate la infinit să dureze discuția la probleme care le interesează în raport cu arta, cu vernisajul de astăzi. Dar ne așteaptă și această predecere la care suntem invitați să asistăm. Dar este firesc să-i ofer cuvântul protagonistului acestei expoziții, maestrului Tudor Zbârnea. Vă mulțumesc, domnule președinte al Academiei Moldovei, stimați prieteni, doar un cuvânt de mulțumire vreau să adresez către acest fond important și pentru faptul că această sală va deveni un centru al intereselor artelor vizuale. Este un gând bun a venit de aici. Eu mulțumesc pentru invitație, mulțumesc și în numele domnului Chiotescu. A fost o invitație care ne onorează și sper că ulterior în acest spațiu să ajungă mari figuri ale artei românești. În primul rând vom invita, așa am discutat întreagă și cu domnul Danilă și cu domnul președinte, artiști de mare valoare din România, în primul rând membri ai Academiei Române și din alte țări, dar și de aici, și nou, pentru ca acest spațiu să fie unificat împreună cu știința Moldovei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragi prieteni! În felul acesta, noi vă rugăm să treceți în sala azurie a Academiei ca să continuăm
evenimentul teatru. Mulțumesc!